acum 30 de ani, noi aveam căsuța aceea de lemn. Ea era prea mică pentru felul în care a crescut familia. Socrul meu voia și el să aibă un loc unde să stea, venind din China, unde fusese ambasador timp de 8 ani. Și atunci el a construit casa pe care o vedeți aici, în care ulterior a rămas moștenire soției mele. Am realizat lucrurile acestea împreună pentru noi ca familie și cu bucuria de a-i primi aici și pe nepoții noștri. Adrian Năstase și familia lui se bucură la Cornu de 1,7 hectare de teren. Aici au amenajat o oază de liniște în care se îmbină armonios elementele chinezești cu flori rare pe care fostul premier le-a adus special de peste hotare. Vara, cireșii, gutuii, merii, perii și coniferele răzlețe din curte îi apără de arșița soarelui. Toată curtea a fost atent amenajată pentru ca urmașii să le calce cât mai des pragul. Cât de des vă vizitează copiii, nepoții acum? Copiii vin mai rar pentru că fiecare dintre ei are ceva de făcut și vin în weekenduri, uneori de sărbători ne strângem toți aici, dar altfel, sigur, nepoții sunt cei care probabil în anii următori vor fi cei care vor veni mai des, sper. Tot cu gândul la nepoți, în partea opusă a curții, fostul premier și soția lui au plantat căpșuni și au amenajat un solar cu răsaduri de legume. Cum au căzut primele frunze, Adrian și Dana Năstase au început să pregătească din propria cultură cămara pentru iarnă. Încercăm să ne pliem și pe programul nepoților, copiilor. Sunt diverse lucruri de făcut aici. Să pregătim ce este necesar pentru iarnă. Soția mea a făcut foarte multe conserve pentru iarnă. Practic aici noi am construit o mică instalație, o mică fabrică pentru nepoți ca ei să mănânce cât mai bine. Moșia nu poate fi cuprinsă cu privirea, iar frumusețea locului greu poate fi descrisă în cuvinte. Totuși, Adrian Năstase nu s-ar fi bucurat de toate acestea dacă nu ar fi avut lângă el una dintre cele mai importante persoane din viața lui, pe Dana. Fostul premier și soția lui au împlinit anul acesta 35 de ani de căsnicie. O viață de om, ar spune unii, însă lui Adrian Năstase îi se pare că tot timpul din lume nu i-ar ajunge alături de ea. Și acum își aduce aminte cu drag de momentul în care s-au cunoscut. Ne-am întâlnit la o prietenă, s-a întâmplat, și așa a început o relație care a fost extrem de special. Eu am invitat-o la mine acasă și i-am pus muzica mea preferată, Wagner, și ea a încercat să reziste. Nu i-a fost foarte ușor. Dana arăta extraordinar de bine, era extrem de suplă, de distinsă, și a fost o relație care s-a construit extraordinar și iată acum, după 35 de ani, aproape că nu pot să-mi închipui că pot să stau undeva fără ea, și cu timpul am apreciat-o extraordinar de mult pentru fermitatea opiniilor. Eu sunt mai înțelegător, mai iertător, mai... Ea este mult mai brutală în opinii. Soția dumneavoastră a fost stâlpul dumneavoastră, cea care v-a ținut? Nu, a fost stâlpul familiei, pentru că au fost perioade în care eu am lipsit de acasă, spre exemplu.
Atunci chiar a trebuit să fie locul de zona de referință și de sprijin. Sunteți un bărbat romantic, îi mai scrieți scrisori soției dumneavoastră, îi mai faceți declarații de dragoste pe blog, știu că ați scris. Bun, am scris atunci când eram departe unul de celălalt. Acum suntem foarte aproape și îi spun ce vreau să-i spun. Uneori o supără ce îi spun, dar îi spun direct, dimineața, seara. Dar, bun, încercăm să ne completăm. Dezvăluirile continuă. Mâine Adrian Năstase vorbește în exclusivitate despre momentele petrecute în detenție, dar și despre ziua neagră din viața lui, 20 iunie 2012.